Peste 1000 de absolvenți de clasa 12 au participat la ultima probă din cadrul examenului de bacalaureat. Prezența s-a menținut și de această dată crescută. Elevii au susținut astăzi proba la alegere specifică fiecărui profil. Biologia a fost printre preferințele acestora, urmată de geografie. Nici această probă nu a fost lipsită de incidente. Doi elevi au fost eliminați. Indiferent de materia la care au ales să susțină examenul de bacalaureat, pentru elevi, gradul de dificultate al probelor a fost scăzut. Așa susțin cei care au participat la testul la alegere specific profilului. Față de simulare, aceștia spun că au fost la fel sau chiar mult mai ușoare cerințele. La ce ai susținut-o astăzi? Geografie. Și cum ți s-a părut subiectul? Foarte calm. Față de simulare? E ok. La ce ai dat? Am dat proba la geografie și a fost chiar foarte bine, da. Față de simulare? Față de simulare, da, pot să spun că a fost mai ușor. Cum ți s-au părut studiile? Ușoare. Față de simulare? Mie și la simulare mi s-au părut ușoare, nu știu. Au fost... Ok, pentru cine a învățat? Pentru cei de la profil uman, geografia a fost printre preferințele elevilor. Peste 300 de elevi au susținut proba la alegere la această materie. Ne-a dat din Europa ușor, România iarăși la fel de ușor. La Ungaria a fost mai greu, intenție de relief și orașele. În rest, natalitate și comparații la amplitudinea termică la Paris și la Kiev. Și trebuia să explicăm de ce este diferența dintre cele două. Cei de la profil real au fost de asemenea mulțumiți de subiecte și se așteaptă la rezultate pe măsură. Decente, medii, exact ca și la mate. Bine... În cazul meu, în care și așa mă pregătesc intens pentru medicină, au fost ușoare. La ce ai susținut? La chimie. A fost tot destul de ușor, am ieșit după 1 oră și 40 de minute. Față de simulare, cum ai clasifica examenul? Poate puțin mai ușor. 1666 de candidați s-au înscris pentru această probă. Dintre aceștia, 94% s-au prezentat. Nici această probă nu a fost lipsită de tentative de fraudă. Doi elevi au fost eliminați. Astăzi a fost proba la alegere. În cadrul examenului de bacalaureat am avut 1666 de candidați înscriși, 87 de absenți, doi eliminați, deci o participare la examen de 94%. Cei mai mulți au susținut examenul la biologie, urmat apoi de geografie. Primele rezultate la acest examen vor apărea pe data de 8 iulie.